Bună dimineața! Astăzi am să vă vorbesc despre floarea de aur. Cu siguranță sunteți foarte curioși să descoperiți a cărei denumiri de floare este această superbă denumire. Este vorba despre crizantemele. Crizantemele sunt plante bacele perene, sunt originale din Asia, iar în secolul 17 au fost introduse și cultivate în Europa. Există mii de specii de crizanteme, iar unele dintre ele să știți că au parfum. Un parfum discret, acel parfum de toamnă, cu siguranță cu toți ați auzit de zicala, miroase a toamnă. Crizantele mele mai poartă denumirea de regina. Reginele toamnei. Ne bucurăm de reginele toamnei în propriile grădini, diverge, și deci ca flori tăiate, nuanțe de galben, alb, portocaliu, roz, roșu, violet, chiar verde. Ne bucurăm de crizanteme, crearea buchetelor de zi cu zi, aranjamentelor florale. Ce trebuie să mai știm despre crizanteme? Crizantemele sunt florile naționale ale Japoniei, iar tot în Japonia există un festival anual, specific floare de crizanteme, care se numește Festivalul Bucuriei. În China, crizantemele sunt flori sacre. Știați că crizantemele simbolizează bucuria, fericirea, veselia, într-un cuvânt optimism, dar mai simbolizează norocul, longevitatea, sănătatea. Cui putem oferi un buchet în nuanțe viu colorat de crizanteme, sunt cadou ideal pentru casă nouă, dar nu mai putem oferi dărui și cu ocazia zilelor a sărbătorilor. Ce ziceți de zilele onomastice, zilele de naștere, orice tip fel de eveniment aveți voi în familie, cu siguranță nu veți da niciodată grești oferind în dar un buchet de crizanteme, nuanțe viu colorat. Spunem crizanteme, spunem longevitate, viață lungă. O zi de toamnă colorată și minunată să aveți nuanțele crizantemelor.